Vopsirea ouălelor de Paște reprezintă o tradiție comună a creștinilor, motiv pentru care sunt nelipsite de pe mesele oamenilor. În Joia Mare, toate gospodinele vopsesc ouăle pentru masa de Paște. Specialiștii ne atrag atenția asupra faptului că unele vopsele de ouă din comerț pot fi toxice pentru organismul uman. În această perioadă, la fiecare colț de stradă, comercianții vând vopsea pentru ouă. Ceea ce nu știu mulți dintre cumpărători este faptul că își pun în pericol sănătatea. În unele cazuri, unele vopsele conțin substanțe toxice care pot să pună sănătatea în pericol. Atenție la vopseaua de ouă cumpărată de la colțul străzii. Poate fi frumoasă acele cerneluri tipografice sau textile, dar vă pune viața în pericol, pentru că fie că sunt mai ieftine sau mai frumoase, cele tipografice sau cele făcute artizanal au plumb, oxizi de metale, cupru, aluminiu și stană și se pot infiltra prin porii ouului și pot contamina albușul sau gălbenușul, existând riscul declanșarea unor toxice infecții alimentare. Comercianții nu se sfiesc să vândă aceste vopseluri, indiferent de pericolele la care îi expun pe cumpărători. Nu, 2 lei a zis una. Și nu știți, prind bine pe plajă? Dar nu mai dați la subțire. Cerbinge, nu? Dar nu sunt toxice, nu? Nu știți. Eu de ani de zile, cum să fie? Dați-mi una roșie. Autoritățile avertizează consumatorii că nu trebuie să cumpere orice vopsea de ouă, deși acestea fac să arate spectaculos.